Vin vești importante din Rusia în lupta cu noul coronavirus. Edilul Moscovei anunță că va începe vaccinarea în masa rezidenților împotriva maladiei COVID-19 în următoarele două luni, potrivit Ager Press. Capitala Moscova, care este și cel mai mare oraș al Rusiei, a înregistrat cea mai mare rată de infectare cu noul coronavirus din țară. Vom începe vaccinarea în masa populației în decembrie-ianuarie, a scris primarul Moscovei pe site-ul său. Acesta a avertizat însă că o revenire la măsurile de carantină care au devastat economia rusă la începutul acestui an ar fi inacceptabilă și imposibilă. Aproximativ 10.000 de persoane cu COVID-19 sunt spitalizate în prezent la Moscova, dintre care aproximativ 1.000 sunt conectate la ventilatoare. Săptămâna trecută au existat semne că răspândirea infecției este adusă sub control. A mai spus oficialul de la Moscova, care a adăugat că numărul celor care au folosit transportul public a scăzut cu 40%. Angajatorilor li s-a cerut de asemenea să permită personalului să lucreze de acasă, în timp ce persoanele în vârstă și cu risc de îmbolnăvire cu noul coronavirus au fost sfătuite să evite deplasările. În prezent, Rusia se situează pe locul al patrulea la nivel mondial cu un număr total de contagieri de peste 1,4 milioane de persoane infectate. Este totodată prima țară care va introduce pe piață un vaccin împotriva COVID-19 spre a fi aprobat pentru utilizare de către publicul larg. Vaccinul Sputnik V a provocat controverse în rândul membrilor comunității științifice internaționale, pe fondul afirmațiilor că nu a fost suficient testat. Oficialii ruși din domeniul sănătății au susținut însă cu fermitate serul.